Iubiți frate și surori, stimați oaspeți casei Domnului, mă bucur să vă revăd în casa Domnului. După un oarecare timp, un timp care a trecut destul de inedit, ciudat, dar mulțumim Domnului că suntem aici. Mă bucur să mă întâlnesc cu frați colegi pastori care sunt invitați în sânul comunității dumneavoastră și cred că duminică veți face în așa fel încât să-l puteți stoarce pe fratele la maxim. Eu am harul să scăp în seara asta. Am fost motivat de gândul care Dumnezeu ne l-a pus în față, și anume fiecare dintre noi am fost într-o anumită groapă a mocirlei, unde la un moment dat doar strigătele noastre au fost auzite de Dumnezeu și în bunătatea lui. Ne-a smuls de acolo, ne-a pus picioarele pe stâncă, ne-a întărit pașii și ne-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Dar acolo, pe stâncă, trebuie să avem grijă ce facem cum gândim, care e mentalitatea noastră, care e poziția noastră. Și în seara aceasta vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Doi Împărați, capitolul 20, primele șapte versete. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să ascultăm acest pasaj biblic și din el să extragem câte, câteva învățături practice pentru viața noastră. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Ițaia, fiul lui Amos, a venit la el și a zis, așa vorbește Domnul rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, aduți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a multe lacrimi. Isaia care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului a vorbit astfel. Întoarce-te și spune lui Ezechia căpetenia poporului meu. Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David, ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia a zis, luați o turtă de smochine. Au luat-o și au pus-o pe o umflătură. Și Ezechia s-a vindecat Amin. Vă rog să reocupați locurile. Fiecare dintre noi ne dăm seama că viața noastră pe Pământul acesta are o anumită durată. Am fi curioși să știm și câteodată e foarte bine că nu știm. Însă pentru foarte mulți dintre noi momentul acesta al precării în veșnicie este un moment pe care îl îndepărtăm din ce în ce mai mult, îl lăsăm undeva acolo și nu am vrea să-l știm. Însă în seara aceasta aș vrea prin textul acesta biblic fiecare dintre noi să ne pregătim pentru momentul acela. Nu contează ce vârstă avem, nu contează ce aptitudine avem, nu contează ce visuri măreți avem în față. Nu uitați Dumnezeu, este Cel ce poate pune capăt existenței noastre pământești și e foarte important să fim pregătiți pentru veșnicie. Cu toate că textul acesta se adresează într-un mod mai morbid, așa, vă urez tuturor ani mulți și fericiți, Doamne ajută! Că știu că vreți! La noi în biserică aveam un frate care a prins vârsta de 100 și ceva de ani, pe la 90 ceva de ani, 80 ceva, 85-90 de ani, el încă mai venea la biserică cu un baston așa, venea la biserică, când eu ajungeam de pe drumuri la adunare, el îmi spunea, păstorul, când vii la mine să mă vizitez? Când vii? Că tineretul ăsta de 70-80 de ani ai timp să-l vizitezi, dar tu la mine când vii? Mă uit eu la Badea Dumitru și îi spun, Badea Dumitru, să nu mori până nu vin la dumneavoastră. Zic, când să-ți fac o vizită? Tu la mine nu mai ești căutat de acum. De ce? Înăuntru fiecăruia dintre noi, chiar dacă ai 90 de ani, înăuntru fiecare dorim să trăim mai mult. E singura zonă pe care o cunoaștem. Dar în zona asta Dumnezeu ne îngăduie ca să ne pregătim. Ezechia a fost un împărat bun, un împărat deosebit. Ascultă ce spune Sfânta Scriptură despre omul acesta. Doi împărați, capitolul 18, cu versetul 2. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. În tocmai cum făcuse tatăl său David, a îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat arstarteile, și a sfărămat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arsese până atunci tămâie înaintea lui, îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el. El s-a lipit de Domnul și, s -a și nu s-a bătut de la el și a păzut poruncile pe care le dăduse lui, Dumnezeu, lui Moise, lui Moise, Domnul Amin. Iubiții mei, n-a fost nici unul ca el. Și la vârsta de 39 de ani, împăratul acesta se îmbolnăvește de o boală cruntă. O boală de care timp bolnăveai se manifesta printr-o anumită înflătură și după ce se manifesta înflătura aceea, urma privegiu și mormântarea. Nu scăpa nimeni. De aceea când el a scăpat de boala aia de care se murea în timpul ăla, trimiși Babilonului au venit cu desăgile să vadă cum s-a vindecat omul ăsta, ce leac a folosit el. Că ce treabă avea Babilonul să vină în Israel? Că nu erau împărății puternică Israelului. Ei au venit și spune Scriptura, au auzit de boala și de însănătoșirea, spune Isaia, în capitolul 39. Băi, cum te însănătoși când nu mor oamenii când apare în aceea? Ei bine, la vârsta de 39 de ani, împăratul ăsta bun, se îmbolnăvește de boala aia cruntă. Și se îmbolnăvește într-un moment când cetatea unde era, el era înconjurată de asirieni, care sunt numiți lei neîmblânziți ai istoriei antice. Le plăcea să lase în urma lor piramide de capete. Le plăcea să jupuiască copiii. Le plăcea la cetăți între ei să le scoată ochii, să-i lasă orbecăin. Le plăcea, trimiteau înaintea lor teroarea ca toate cetățile efectiv să termine. Domnule, ne predăm, decât să umblăm orbi, decât să ne jupuiești tu de vii, ne predăm fără nicio problemă. Uite că Israel rezistă. Toată încrederea cetăților este în împărat. Și împăratul se îmbolnăvește de boala aceea terminală. Și parcă nu ajunge, parcă ajunge, Isaia, fiul lui Amoț, unul dintre cei mai autentici profeți, are intrare la curtea regală, intră la Ezechia și îi spune, puneți casa rânduială, că vei muri și ca să nu tramduci tu cumva profeția altfel că și că vei muri și nu vei mai trăi. Și de foarte multe ori noi i am trimit pe păstori, pe proroci, am trimite la școală, la o școală de psihologie. Băi, cum vorbești așa la ampară, Așa e bolnav. Dă da dacă moare acum, dintr-o dată. Cum îi spui tu, vei muri și nu vei mai trăi? Dar explic că așa, am primit o lucrare, am făcut-o. Îndulcește-o și tu, tradu-o și tu cumva. Isaia este prorocul Domnului, el este poștașul. El nu desenează pe plic, el nu așează, pune acți bilduri. El vine și îți aduce mesajul simplu și apoi pleacă, nu contează că împăratul este cel care a primit mesajul. El se duce liniștit. Și Ezechia, care a fost un om al lui Dumnezeu, care a făcut reforme în Israel, care a făcut lucruri extraordinare, se vede că îl cunoaște pe Domnul. Nu-i spune lui Isaia, băi Isaia, hai și tu, eu și așa și am șamăret, hai și tu lângă mine și ajută-mă rugăciunii, că slab, terminat. Efectiv, nu, nu, lasă să se ducă. Se întoarce cu fața la perete și se roagă acelui aș Dumnezeu care l-a ajutat să facă reformă. Că asta e frumos la Ezechia. La 25 de ani ajunge împărat. Pe la 25 de ani, cum mă uit la ora actuală, și când eram eu așa, vedei franți de 60-70 de ani și spunea la, la unul care are 40 de ani și are vreo copii, Păi asta e, e copilul, unde să-l punem noi în slujbă? Și ce să facem cu el? E copil, la 40 de ani cu 8 copii în, împreună. E copil ăsta, spuneam. Stai și te gândești, el acum, la 25 de ani, ce schimbare să faci tu în, în popor? Ce schimbare? Atenție, înălțimile, nu le-au băgat oamenii spirituali, le-au băgat oamenii cu bani. Ar starteile, le-au băgat oamenii cu influență. Și lucrul ăsta nu s-a întâmplat dintr-o dată, s-o trezit dimineața. Nu, în timp, lucrurile astea au fost băgate în Israel, în chinările astea idolești. Și aveau susținere în spate și închinători. Și el la 25 de ani se trezește, el nici nu știe bine cine e ministru de finanțe, nici nu știe bine dacă armata sau poliția e cu el, nu știe bine, el se trezește și în numele Domnului începe să facă reforme. Termină în înălțimile, termină statele, și credeți că ea care le-a băgat acolo tăcut din gură? Dar pie puțin a interesat asta. El a dorit să trăiască pentru Domnul. Bine, la un moment dat zici că e evreu. Băi, înălțimile nu erau a noastre. Astartele erau ale băgânilor. Dar Nehuștan, șarpele de aramă, e nostru, băi. Asta e al nostru, ăsta l-a făcut Moise, băi. Asta e o relicva noastră. Ăsta prinde Nehuștan șarpele alea de aramă la care ăștia acum se închinau și îi aduceau tămâie, îl sfarmă și pe cealaltă în bucăți și îi lasă pe evrei fără nicio imagine, nici înălțim, nici astarte, nici bali, nici nehuștan, Îi pune să se închine așa cum i-a învățat Dumnezeu, să n-ai niciun chip cioplit, nici o înfățișare a mea, să te chin la mine, așa cum spunea Domnul Iisus, în duc și în adevăr. Doamne ajută! Amen. Frații mei, știți câteodată e ușor de luptat cu lucrurile din afară, dar avem nehuștani într înăuntru bisericilor noastre. Și câteodată ar trebui să mai luptăm și împotriva lor. Cândva au fost buni, cândva au fost grozavi, când v-au folosit șarpele de aramă, când pustii, când erau atacați de șerpi înfocați, care își făceau veninul foarte rapid, când de ea erau înfocați, când continuu mușcau, trebuia tot să stiuiți la șarpele ăsta de aramă, nehuștan, care au devenit mai târziu, și erai vindecat, puteau să te pe tine o sută de vipere de alea și să inoculeze veninul. Nu avea efect veninul, că tu doar te uitai la șarpele de aramă și veninul nu avea efect asupra ta. Simțeai însepătura, dar atâta tot. Ei bine, șarpele de aramă au rămas pistoc o rămas relicvă și dintr-o dată l-o scos de la naftalină și l-o pus ca zeu în mijlocul lor și se închinau. Sunt lucruri bune pe care le-am apucat, sunt lucruri grozave, dar la momentul actual de foarte multe din lucrurile acelea, nu vă dau exemplu că nu-i subiectul meu pe seara asta, e o altă tematică a nehuștanilor evanghelișilor, în sânul comunităților noastre de foarte multe ori contează mai mult nehuștan decât închinarea la Isus Hristos. Contează mai mult regulile pe care le aveam noi dată, decât o închinare vie și împărtășie în harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ei bine, frații mei, împăratul ăsta care a făcut atâta bine, care se credea că are ani mult și fericiți înaintea lui și trăiește liniștit pentru că a fost un împărat bun, se îmbolnăvește de o boală terminală. Se îmbolnăvește într-un moment dificil. Și în momentul respectiv, omul acela se întoarce cu fața la perete, se roagă lui Dumnezeu, varsă multe lacrimi. Și Isaia -a și nu ieșise din curtea Palatului Imperial când Duhul Domnului spune, întoarce-te înapoi că am un alt mesaj. Mă uit și la smerenia lui Isaia. Isaia spune, domnule, eu acum i-am spus că moare, nu? Acum, mă trimiți înapoi că tu ai schimbat planul, nu știi, ai văzut la el. Trimite pe altul acum dacă Isaia se întoarce înapoi el. Se întoarce înapoi și spune, Dumnezeu m-a trimis înapoi, mi-a spus că ți-a ascultat rugăciunea și ți-a văzut lacrimile. Îți dă bonus 15 ani de zile. 15 ani la 54 de ani a murit. Dar a avut 15 ani și Isaia dă o idee, luați o tortă de șafidă și puneți-o pe o înflătură și Ezechia s-a vindecat, slăvit să fie Domnul. Amen. Ce învățăm din textul ăsta biblic, frații mei? Primul lucru care trebuie să-l învățăm din punctul de vedere al lui Dumnezeu este că lui Dumnezeu îi pasă cum lăsăm lucrurile după noi. Încă o dată vă repet, lui Dumnezeu îi pasă cum rămân lucrurile după tine. De-aia îi spune, lui Ezechia, puneți casa în rânduială. Păi a putea să spună, Doamne, pe lângă faptul că sunt bolnav de boala asta, dar chiar mă interesează ce viitor are nevastă mea? Dar chiar mă interesează cum s-au copii, copiii? Dar chiar mă interesează cine vine după mine la împărăție? Băi, eu și așa mor, nu m-am așteptat, m-am îmbolnăvit, mor, să se discurge. Nu, nu, lui Dumnezeu îi pasă de lucrurile pe care le lași, pentru că ducă credinciosul nu are voie să lase lucrurile ne în neorânduială, chiar și în fața morții. El trebuie să fie pregătit în orice clipă. De aceea e important, în primul rând, care este starea ta spirituală? Pleci de dimineață și nimeni nu-ți garantează că vei veni. Speri că vei veni acasă. Speri că nu vei avea accident. Speri că nu vei avea avc atac cerebral. Speri că nu vei avea atac de cord. Dar e la mod acolo la momentul actual. Morțile subite, adică fără, fără motiv, însă pe prima agenda a lumii. Când oamenii efectiv pleacă, pleacă, disănătoșesc. De, 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 și așa o grămadă de lucruri nu, nu, nu le găsești și ăștia încearcă să-i explice, dar se pleacă cum rămâneți și cum este sufletul tău, pentru că dacă n-ar fi fost soluție pentru păcatele pentru greșelile, pentru abaterele tale, pleci așa cum ești dar spune scriptura că pentru noi, Dumnezeu la vremea potrivită, pentru că noi nu ne putem ispăși păcatele noastre, nu ne putem ispăși nicio mică minciunică, nu avem cum. De ce? Nu suntem în poziție. Trăim într-o lume păcătoasă, noi suntem păcătoși și tot ce producem noi este întinat de păcat. Și cea mai frumoasă rugăciune este în spatele ei, la un moment dat, o anumită stare în care o viciem. De aceea avem la dreapta Tatălui pe cineva care desăvârșește. Este Iisus Hristos, să i pe numele. Pentru că totul este prin El. Rugăciunea mea și a voastră, cântările noastre grozave, sunt viciate de starea noastră, nu sunt perfecte. Și Domnul Iisus Hristos ia rugăciunea aceea, ia cântarea aceea și o desăvârșește în prezența Lui. Știi ce nu poate desăvârși? Cântarea la care ne-ai cântat, rugăciunea pe care n ai făcut-o, zodi de pe care nici n-ai început-o, Uh, slujba la care nici n-ai fost? Nu poate desăvârși. Vii în seara, spui, Doamne, îmi place ideea asta, că desăvârșești. Trebuie să-și la mine pe anul trecut vreo 200 de zile de post. Dar tu n-ai început niciuna. una. Bun, ai început o zi de post, n-ai mai putut să o duci, te-o duru capul. Te-ai oprit și ai spus, Doamne, mă doare capul acum la două după masă. Cât am postit, pentru tine am postit și când mănânc, pentru tine mănânc. Ei, Domnul îți desăvârșește bucata aia de zi. Pentru că poate să o facă, că nu poate trece la număr și nu -i. Dar dacă îi, el are ce de săvârșe. Când se cântă, fratele meu, cântă două cu fetiță în față, ni se pune, deschide și tu gura, cântă, pentru că ți se desăvârșește, Doamne ajută. Aici nu-i studio din registrări să cânti numai ca Pavarotti sau ca Andreea Bocele. Nu, aici e loc în care cântăm să desăvârșească Domnul slujba noastră. Să ne dea răsplătire, Doamne ajută. Ori E foarte important de știut lucrul acesta. Ca noi să fim mântuiți, Dumnezeu l-a trimis pe singurul său fiu. Și fiul său pe pământul acesta a venit nu să trăiască mult și bine. A venit cu un singur scop: să-și dea sângele pentru noi, ca prin sângele lui să fie curățite abaterile noastre, păcatele noastre, stările noastre. De aceea, la Calvar nu s-a dat o transfuzie de sânge, de 2 litri. De aceea la Calvar, când soldatul roman, Amfib Sulița, a curs sânge și apă, arătând că s-a plătit tot prețul ca păcatele lumii să fie ispășite prin sângele mielului Dumnezeu. De atunci încoace orice om din lumea aceasta are posibilitatea iertării, spălării, curățirii și arbirii. Dacă nu o faci, nu-i vina lui Dumnezeu. El a făcut totul. El a făcut totul. Spălarea în sângele lui Isus Hristos nu se face înainte de sine. Spălarea în sângele lui Isus nu se face înainte de anul nou. Spălarea în sângele Domnului Isus se face în fiecare zi. Există o mentalitate destul de greșită a credincioșilor care toată luna îi spune la ăla nesimțit, la ăla e nu știu ce, vorbește de rău, vorbește arogant, vorbește numai de păcatele limbii, clevetește, bârfește, dar înainte de cine își dă seama că nu poate merge așa la cine, Doamne Iisuse, te rog frumos, te rog, curăță-mă, am greșit, am vorbit la mulți, nici nu mai știu, nici nu, tare nici nu mă interesează, dar curăță tu și el își imaginează cu un buldozer, vine așa, dă lama jos și împingi împinge gramada lui de păcate în marea, o știți, nu-i așa? Marea uitării. Și el de săptămâna după și la șina, iar are în liber. Slăbit să fie domnul. Băi, cu tare, băi, cu tare. Și el își imaginează că așa străiește pocăința. Are sângele salvării doar să arunci grămada în mare uitări, de el nu se mai pocăiește niciodată. Ori, stimații mei, păcatele nu le facem în gro, ci le facem în detalii, pe rând. Ori când Domnul vine și îți cere mărturisirii, nu ți cere toată luna asta, nu, 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 spunem uh, pe rând așa. De-aia trebuie mai mult timp la rugăciune. Spunem pe rând, cu ei e greșit? Păi am greșit la fratea. Și ce i-ai spus? Păi am zis că e așa, așa și așa, așa. Bun, povestește și de cealaltă. Ce mi-ai făcut? Știi că la un moment dat când încep să conștientizez câtă grijă ai avut la alții și cum ai lăsat fiara asta, care are două rânduri de grate și dință și buzele, să scăpi și să rupă? Știi de câte ori? Și la un moment dat conștient spui, Doamne, îmi dau seama că am greșit. Te rog frumos să mă elți când te întâlnești cu ăla pe care l ai vorbit de rău, acum are el chef de scandal. Are el chef să de... dar tu ținând cu om că tocmai ai vorbit cu Domnul și ai povestit și gafei ai făcut și Domnul te-a iertat și tu ai simțit, vine el la, Bă, eu nu vorbesc, dar ce nu vorbești? Îmi spui ceva de nu vorbesc și tac din gură cât va sta și rău înaintea mea. Și de acolo trebuie să-ți ceri scuze la un moment dacă omul se prinde de vorbești tu din, din, scriptură. Dar încep să te pocăiești, Doamne ajută! Ori starea ta trebuie să o verifici în fiecare zi. În fiecare seară trebuie să-ți faci o evaluare. Lasă-l pe Duhul Sfânt să te verifice. Că noi ieșim bine de obicei la evaluare. Ieșim foarte bine. Lasă-l pe Duhul Sfânt și unii descopere Duhul Sfânt că trebuie reparat. Repară imediat ce poți. Doamne ajută! Trăiește în fiecare zi așa și niciodată moartea nu o să fie o surpriză pentru tine. Niciodată. Nu contează că se numește atac de corp. Cancerul, leucemia, Bolile terminale care îți mai dau timp, țin loc de profetul Isaia. Îți mai dă timp să te fața la perete. Atacul de cord, atacul cerebral care îi duce la comă, nu mai este a... cum te-o prins? Ca la fotografii, Te-o prins, te uita, Iurea, așa te-o prins. De aceea e important pentru noi să fim pregătiți. Cum lași lucrurile după tine cu viața ta, cu sufletul tău, apoi cu cei de lângă tine. E adevărat că foarte mulți dintre noi dezvoltăm așa mentalitatea asta, suntem amabili cu polițiștii, suntem amabili cu contabili, suntem amabili cu șefii, suntem amabili numai în casă, e ca și cum toți ceilalți trebuie să, vină în coace, vezi că așa, ori prima amabilitate unde ar trebui să se manifeste și frumusețea vorbirii e în casa noastră, Doamne ajută! E locul în care se vorbește frumos, e locul în care se cere iertare, e locul în care ne încurajăm, e în locul în care lăsăm lucrurile în pace și în liniște. E locul în care ne gândim la aspect, cu toate provocările care sunt acolo. Cum lași lucrurile în, în, în urma ta? Citeam despre faptul că, de exemplu, în, în Spania, numele Pedro este un nume destul de uzual. E, e sinonimul Petru lui, de la, lui Petru de la noi. O familie avea un băiat mai, așa, mai rebel, de obicei la adolescență și în prima parte a tinereții, toți copiii sunt puțin mai rebeli și mai sunt căutarea identității, corpului se dezvoltă foarte rapid sub, sub avalanșa de hormoni din corpul lor și uită în oglindă și parcă văd altă persoană fiecare zi. Și îți deranjează de lucruri, își vreți să stabilizeze odată, cumva, la, la nivel de uric, la nivel de nas, la nivel de... și lucrul ăsta îi deranjează foarte mult. Noi părinții nu înțelegem de parcă n-am trecut pe acolo. N-am avut multe oglinzi, asta a fost situația. Dar ei iau acum și se uită, văd, și nu prea le convine treaba asta. Ei, avea un băiat din ăsta care tot trăia starea asta de lucruri. Avea și niște prieteni. Și tai că și eu spun, băi, ai tu prieteni așa cum mai, dar când mai văd de unii vă întâlniți, voi rămân în urmă tot felul de lucruri, de seringi, aia mai se înțeapă, se cutare, mai consumă, tu vii acasă, la ora 10 vii acasă. S-o a ăsta o bucată, așa. Dar la un moment dat au venit la 11 acasă, într-o seară. Și taic lor o la turi, Păi, dar ce-am spus eu ții? Să bie acasă cu tare și așa mai departe. Ăsta s a enervat și el cât avea 17 ani. s a enervat, a trântit ușa la apartament și o plecat. O rămas în casă și telefon, o rămas în casă absolut tot. Dar taic nu s-o deranjat prea mult, că el o mai plecat așa, o mai dorme sub poduri și a doua zi o venit înapoi acasă. Eu uite că o trecut trei zile și asta nu a venit. i-a spus, băi, dar n-ai putut să aștepți până a doua zi? Nu, nu, mă mânca limba atunci, sara aia să-i spun. I-am spus atunci, m-am recurit ca a doua zi, poate eram mai calm. Dar atunci i-am spus ce o spun, ăsta o trântit ușa și o plecat, s-o dus. O trecut o săptămână și Pedro nu mai vine. Și atunci tata <coughs> scrie într-unul dintre cele mai titrate ziare din, din Spania, la rubrica anunțuri, Pedro lui tata îi pare rău de discuția pe care am avut-o. Vin -o în piața cu tare din Madrid la orele 14 să ne împăcăm și o trimis lucrul ăsta în ziar. La data respectivă, unul dintre ziarele respective, o trimis niște reporteri acolo să vadă întâlnirea dintre Pedro și Tatăl lui, că ăstea s certat. Când s-au dus în piața aceea, au găsit din toată Spania 700 de tineri cu numele de Pedro. Toți așteptau să se întâlnească cu tata, dar numai unul singur s-a întâlnit. Cum lași lucrurile în urma ta? ia meu, domnule, ia meu, trebuie să mă suporte așa. Păi nu, nu trebuie să te suporte așa. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Tu ești un om al lui Dumnezeu, tu ești o femeie a lui Dumnezeu. Și înțelegi mai bine pe copiii tăi cât i-ar înțelege altul. De ce nu lași lucrurile în liniște și în pace? De ce nu găsești un numitor comun? Caută lucrul acesta. Lasă-le în liniște. Bă, câte mormântări am fost și li părea rău. Mi-a spus tata să vin, să stau de vorba. Am zis că nu, nu vrea mușchii mei să vină acum. Acum eu nu mai pot vorbi cu el. El e mort. Nu mai pot. Nu mai... Păi de -a ce eu o trebuie să te anunță? Nu a fost anunțat nici el. Ca atare fii, Fii pregătit în fiecare zi, din momentul acesta. Lasă lucrurile acestea în liniște și în pace. Cu familia ta, cu neamurile tale, cu prietenii tăi. Ultimul aspect pe care subliniez la, la subiectul acesta, a lăsat lucrurile în rânduială, îl lasă din punct de vedere material în rânduială. Sunteți și mulți tineri aici. Am observat în foarte multe comunități de evanghelici părinți ca ei voștri și ca ei mei oameni pocăiți, oameni credincioși, oamenii rugăciunii, oamenii bisericii, oamenii sfințenii. Dar oamenii ăștia n-au făcut ceva. Și anume, au avut o bucată de casă, au avut un ogor, au avut intravilan sau extravilan, au avut ceva, un gard, o curte, au avut ceva. Și au zis, nu, eu nu, nu împart eu avere la copiii mei. Că copiii mei sunt pocăiți, au crescut. Da, copiii tăi normal sunt pocăiți, dar nororile s-ar putea să nu fie așa de pocăiți. Ginerii s-ar putea să nu fie așa de pocăiți. Și averea trebuie să o împartă proprietarul, nu urorile și ginerii. Ce la cui e averea? Și tu știi să dai averea, să o împarți la ăla care ți-o făcut cinstii să-i dai și trebuiește și la ăla care ți-o toca banii pe nu știu unii și amens și cutare, să-i poți tăie din avere. Că după ce tu ai murit cel mai mult vrea ăla care a plătit amenzile, care le a plătit în urma lui. Nu ești tu capabil să rezolvi. Nu, foarte mulți părinți din ăștia spune. Dom'le, ca să nu fii problemă, eu lăs lucrurile așa. Și se duc amândoi. După ce se duc amândoi, dintr-o dată vezi că se ridică în familia aia unde se cânta, unde se ruga, unde erau știuți ca oameni credincioși, numai pe la tribunale, numai cu avocați, numai cu judecători, nu faci și bucățele alea de pământ și căsele cele vechi, nu faci cât plătesc ei, numai ca să aibă dreptate. Și dintr-o dată te uiți la vecini și spune, băieți, dar să cânta, mi s-au spus de pocăință, băieți, aproape să mă pocăiesc și eu, băi, dar ce au făcut copiii lui, de ce? Pentru că n-au lăsat lucrurile în rândurială, simplu. Nu că nu au cântat fain. Nu că nu au avut dar. N-au lăsat lucrurile în rânduială. Te-aș ruga a de o familie. întreabă de părinții tăi, lasă lucrurile în rânduială. provoacă la lucrul ăsta. Provoacă-i. Sunt mamă și tată, nu e nicio problemă, noi ne înțelegem. Ieși și fă așa fel ca să fie lucrurile clare de la început. Ca să lași lucrurile în rânduială. Pentru că încă o dată vă spun, văd niște tragedii și niște anulări a unui întregi mărturii și a unor vieți întregi. De ce să nu vă mai spun că în sistemul pe care îl avem acum se poate pleca din lumea asta? Celeași în urmă, binecuvântare sau datorii? Pentru că sunt foarte mulți bărbați care vor să rezolve, să-și facă casă în țară, își cumpără și casă aici, și se datorează pe la bănci, pentru o parte, pe alta, pe baza faptului că a trăit 50 de ani ca să poată plăti. Și în toate ăștia 50 de ani el fie o fi sănătos tun. El poate să pună plug în urma lui să are și dimineața și seara. Pentru că de acolo se bazează aruncarea asta înainte cu tot cu dobânz și cu toate celelalte lucruri. La asta se bazează. Bine, și dacă dintr-o dată îți apar bubele lui Ezechia? Și dacă dintr-o dată nu poți munci? Ce faci nevastă ta? Ce fac copiii? Care-i viitorul lor? Ai fost un bun conducător de casă? Eram odată la o slujbă de mormântare unui bărbat de vreo 40 ceva de ani, bun om de afaceri care dezvoltase afacerea, dăduse de, de muncă la ceilalți și pentru că le avea, o luat un împrumut din bancă mai puternic, mai puternic, ca să-și dezvolte și mai bine afacerea. Și dacă trăia, auzeați și voi de el, că era bun. Numai cu problema, că problema, când foarte scurt de vreme s-a îmbolnăvit de o pancreatită acută și foarte galopantă. În foarte scurtă vreme, în câteva săptămâni, a fost să sicriu. La slujba de mormântare, pe lângă tragedia faptului cu o soție tânără și cu trei copii plângeau erau toți reprezentanții de la bănci să se uită ce pot recupera, că nimeni nu știa de unde să iei banii ăia, unii au băgat el, că el știa cu cine are, n de unde, nimeni nu vine după aceea să spui, băi, am șerut 5.000 de euro cash de la bărbatul, mi o dat și am venit să-ți aduc înapoi, că oamenii întreabă, știi ceva, cu i-o dat, nu știu nimic, e foarte bine chestia asta că nu știi. Oamenii să duc liniștiți, nici nu-ți pasă prin ce trec. Ei, dintr-o dată, Vezi femeia aceea care era soția unui om de afaceri, vezi copiii aceia care aveau concediu pe nu știu unde. Dintr-o dată stau blocați, nu știu ce va fi, pentru că cineva n-a lăsat lucrurile în rânduială. Știi ce bine este întins cât te ține plapuma? Să cânti cântarea, să-ți vezi de treabă. Există și la momentul actual în țară, tot circul, mă duc într-o parte și în alta și câteodată frații de la biserică spune, frate, vezi el, ies la masă, că sunt câțiva oameni de afaceri, vor să iasă la masă, că dumneata să-ți plătească masă. Păi, mă duc, ce să fac? Dacă mă lăsați să mă duc cu ei, înseamnă că știu ei ce vor. Și apoi la masă, eu mănânc așa, liniștit, dar ei vorbesc între dânsă. Știi că ăla au venit de au pe dimineața la șase, o spart, așa, au intrat, eu luat toate actele contabile și așa, eu în timp ce spun, dar ăla pocăit? Da, ai pocăit! Uș, voi ce sunteți speriați? Am făcut afaceri cu el. Să așteptau ușa să fie dată de perete. La Frații mei știi ce înseamnă să te culți seara, să dormi liniștit, să te scoți dimineața. Băi, nu ai banane direct din copac sau nu știu ce mașină, dar ți-ai lăsat și ai lucrurile în rânduială. Foarte mulți frazei de noștri și tineri cresc cu mentalitatea asta. Băi, să am acum, să mă dau mare, să așa mai departe. Băi, dar de nu știi cât durează toată treaba asta? De ce nu înveți să fii cumpătat? De ce nu înveți să te întinzi numai cât se poate? Și nu uita, tot ce ți intră în buzunar nu-i numai tău. Sunt oameni ca tine care s-au născut și mari. O parte e a lor. O parte e a celor ce nu văd. O parte e a celor ce nu pot munci. O parte e a orfanilor, mai. Nu-i numai să schimbi tu jențele la cauciuc, cred că nu ți-au plăcut ale vechi, să pui altele noi. Nu-i numai nevasta să schimbi la fiecare slujbă cu rochii nouă nu cumva ei din banii văduvii și a orfanului și a lucrării Domnului, numai ca să te dai mare sub ochii sponsorului, care stă și suită și spune, ce-ai făcut cu banii mei? Păi m-am înnoit ca să li fac de rușini pe alea care au mai mulți copii sau care uh, nu liau iau cu alte lucruri. Și Dumnezeu spune, tai sponsorizarea. După aceea spui, frate, nu mai mergi, cum, dar nu știu de ce, n-ai pus lucrurile în rânduială. Dumnezeu să ne ajute. N-am programat să vă spun multe din lucrurile astea pe care le spun acum, dar așa cum spuneam acum într-o comunitate, Duhul Sfânt îmi spune să vi le spun, voi trebuie să vă bucurați că nu îmi spune cui anume, că vă aș ridica și în picioare. Bucurați-vă că îmi spune ce să vă spun, dar nu îmi spune cui, că drept să vă spun, m-aș duce direct la voi. Stimați mei, al doilea aspect pe care îl ridic din textul ăsta biblic, nu numai că trebuie să lași lucrurile în rânduială, ci trebuie să te înveți cu rugăciunea. Ezechia, pe lângă faptul că Dumnezeu i-a spus, puneți casa rânduială, el a știut ce are de făcut și denotă din textul ăsta biblic că Ezechia nu era un tip începător la rugăciune. Băi, hai, vine tu, te roagă, măi, Isaia, tu ești profetul Domnului, vine tu și eu repet după tine. Nu, 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 îl las să ducă, el se întoarce cu fața la perete și începe să se roage Domnului. Stimații mei, foarte mulți dintre noi ne imaginăm că atunci când avem analizele rele. Atunci când vine tirul pe contrasens, atunci când suntem în acaz, începem să facem rugăciunile alea. Dumnezeului lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacob, care a Marea Roșie, care a avut zeci urgii, putem prezenta și urgiile pe rând, care cu toate, n-ai timp, domnule, treci tirul și într-o parte și în ceilalte, dacă n-ai timp de rugăciuni de astea. Acolo, ai doar timp, Doamne, scapă-mă! Și dintr-o dată îl vezi că îl străzește de la volan, cum plinește dită mai mastodotul și ție ți-a fost ascultată rugăciunea. Pentru că momentul acela este definitoriu. Foarte multe rugăciuni sunt de genul ăsta. Dar când trebuie făcute rugăciunile astea? Trebuie să făcute înainte. Știi ce spune Psalmul 32? Împăratul David își dă seama că a făcut o greșeală. Și greșeala lui nu a fost tare și el nu pune tare mult pic s-a urcat pe palatul lui Regal și că femeia aceea era foarte aproape, că ei n-aveau binocluri pe timpul ăla. Spune Scriptura că s-a uitat la ea, făcea baie și era foarte frumoasă la chip. Asta înseamnă că era aproape. Asta înseamnă că era aproape acolo, sub palatul Regal. Anumit. David nu pune pe treaba ispitei de genul acesta, ci pune pe altceva. Atenție, ce spune Sfânta Scriptură, Psalmul 32, cu versetul 5. Atunci am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Și el trage o concluzie, versetul 6. De aceea, orice om e vlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa pe mari în contest, chiar dacă ceva vine în cameră cu mine acolo și nu are rușine, chiar dacă pe mine nu mă vor atinge deloc. Pentru că m-am rugat în avans. Foarte multe căderi există astăzi, prin rândul celor ce predică, celor ce profețesc, pentru că lipsește rugăciunea. Nu-l vezi marța seara la rugăciune. N-are viață de rugăciune. Știi să învețe pe alții, dar nu se roagă. Nu se roagă, o colește. Mai să mai fi șer de rugăciune și să mai fi vreun proroc ceva să-l dei pe față, el dispare, trimite nevasta, du-te și vezi care este pentru mine, dacă este și adume o tradus înapoi, dacă se poate. De eu nu mă duc acolo să mă expun. De ce? Pentru că nu ne place rugăciunea multora dintre noi. Ori, stimații mei, rugăciunea trebuie făcută în avans. De aceea spunea David, orice om e vlavios să se roage ție la vremea, Potrivit. când e vremea potrivită? Că foarte mult se roagă când începe a ploua. Când începe a ploua, Doamne, vine ploaia. Eh, bun, e bun, pentru pământ, e bun. Dacă îmi ploa apa băltește și când îți intră în casă și strică parchetul. Doamne, dar parchetul costă. După aia stric lambriul de pe perete. După aceea se ridică și ția masa de bucătărie, începe a pluti așa. Doamne, sus în durete. Când ajungi aici, așa, trimitem bilete, la învon. Fraților, ce faceți? Acum e momentul. Inundații la noi. Dar cum de a venit inundația? Pentru că Biblia spune, dacă te rogi când ești sănin, când ești sănătos, când copiii zburdă în jurul mesei tale, ei de mână, vii la biserică, ieșiți în față, cântați, lăudați pe Domnul, Când se începe rugăciunea, ca un bărbat, ridici mâinile spre cer și începi să-L lauzi pe Dumnezeu. Te întreabă cineva, băi, dar ești bolnav, de te rogi așa? Ai vreo problemă? Când numai când ești bolnav, stai cu mâinile pe sus. Nu, nu, n-am nimic. E vremea potrivită să-L înalți pe Domnul. Ca atunci când toți au inundație, la mine să fie uscat. Pentru că m-am rugat la vremea potrivită, frații mei. Nu pierdeți ocaziile. Cât de puțin sunt. Nu pierdeți ocaziile. Stați și rugați-vă la vremea potrivită. Pentru că atunci când vine ziua necazului, n-ai timp să faci rugăciuni lungi. N-ai timp. Te întorci ca Ezechia cu fața la perete și în primul rând, frații mei, știi cum să te rogi. Spune că Ezechia s-a rugat și a rostit cuvintele și apoi a plâns. Vă aș ruga tare mult, obișnuiți-vă, pentru bărbați un semn de slăbiciune să plângă. Noi suntem o fire mai războinică, așa, nu prea plângem noi. Dar rugăciunea e făcută ca să poți veni în fața Domnului și să plângi. Câteodată, frații mei, poate n-am motive, dar mi-aduc aminte că ceea ce sunt este datorită îndurării Domnului. Oameni mai pregătiți ca mine, oameni mai bogați ca mine, oameni cu relații mai sus ca mine, deja au murit, alții sunt boschetari, alții au viața terminată, alții sunt prin niște aziluri, dar eu sunt ceea ce sunt, că s-a îndurat Dumnezeu de mine. Oare să nu-i spun lui, oare să nu-i spun, Doamne, ce ai găsit la mine, că eu sunt în casa ta, mai onorat să fiu slujitorul tău, mi-ai dăruit niște frați și surori atât de scump, mai binecuvântat să fac parte din mine. Încep să plâng imediat, îmi dau seama că e îndurarea Domnului oare pot să dezvolt starea asta de lucruri? Pentru că Dumnezeu așteaptă, așteaptă momentul acela când spui, Doamne, depind de Tine, depind, tot ce am este datorită îndurării Tale. Dumnezeu se bucură de lucrul acesta. Și ceea ce e foarte interesant, stimații mei, este când îl trimite Dumnezeu pe Isaia înapoi, îi spune, ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. E foarte important la fiecare moment de rugăciune să lași ca lacrimile ochii tăi să versă lacrimi. Învață-te, caută motive pentru asta. Stai înaintea Domnului, pentru că în ziua încercării tale contează poziția ta față de Domnul. Și apoi un lucru foarte important, frații mei, Ezechia a apelat la contul său. El n-a venit și a spus lui Dumnezeu, Doamne, dacă mă scoți astăzi de aici, mă duc la biserică și când nu e adunare, îi rog pe frață să-mi cheia, intru și mă rog în adunare, dacă mă scoți, dacă mă scriu un cor, nu este cor, fac eu singur, cânt eu, dar mă duc acolo. Dumnezeu nu onorează asemenea promisiuni, pentru că ai avut atâta timp să demonstrezi lucrul ăsta. Dumnezeu onorează doar ce-ai făcut până atunci. Știu că foarte mulți dintre noi suntem gata să luăm. S-a dat exemplu ăla despre omul ăla. În pușcărie la Gherla o promis că se pocăiește. S-a întremat puțin. Ce au făcut? Au uitat de promisiune. Majoritatea suntem la fel. Știți că Dumnezeu se uită acum la noi și spunem, îți dau sănătate, îți dau timp liber, ce faci cu el? Ce faci cu el? Îți dau momente când vii de la muncă și parcă firea îți spune că așa ești obosit și chiar o crezi. Începi să dai și câteva căscături, dar după ce treci timpul de rugăciune de la biserică, vezi și răbdi în, în viorez, așa. Exact după ce treci timpul. N-ai observat smecheria asta cum te fentează firea ta? N-ai observat? Câteodată trebuie să mă duc la rugăciune și obosit. Parcă simt că firea mea merge în urmă, așa patinează, nu vrea să meargă. Dar prin Duhul trebuie luată și dusă la rugăciune. Și numai atât, mai ridici și mâinile așa strige, Aleluia, să fie Domnul. Firii nu-i place. Dar Duhul spune mărit să fie numele Domnului. Știi că după ce termină timpul de rugăciune ai o altă poziție? Pentru că te-ai în omul dinăuntru deja. O ori, stimații mei, e foarte important înaintea Domnului ce faci până la momentul respectiv. Ezechia vine și spune, Doamne, aduți aminte. Aduți aminte. Aduți aminte că am umblat cu credincioșie. Aduți aminte că am făcut ce este bine înaintea ta. Și Dumnezeu se uită dacă ceea ce spune Ezechia are acoperire. Dacă ar fi ca în seara aceasta să treci pentru o asemenea situație, ar vrea să te întreb când spui, Doamne, aduți aminte, de ce să se aducă aminte? Ce-i strâns acolo? Fiecare moment când te duci la o repetiție, am văzut că au ieșit frații și au cântat o cântare, asta au presput rep -re repetiție. Asta o presupus să le acasă nevasta și copiii, ea să preia sarcinile pe care el le putea face atunci și el a venit la repetiție. Nu știu cine v-a învățat cântarea, dar de obicei ăștia care învață cântarea mai te pune să mai repeti odată. Nu stai exact câte, voi mă duc acolo, stau, nu, te mai pune odată, că îi se pare că vocea cu tare nu este, că eu știu ce se întâmplă în domeniul ăsta. Există repetiții de cor la coruri mixte în care vin surori și plătesc, plătesc bonii pentru două ori să stea copii copiii ca ea să vină la repetiție, să cânte în cor. Și când se ridică duminica corul să cânte, după ce o, o plătit bani la bondă, după ce au venit aici, după ce eu întors dirijorul încă o dată și cânt în biserică, noi așa nu ne dăm seama, dar Dumnezeu se uită. Și în ziua cazului, fata asta, femeia asta va spune, Doamne, adu-ți aminte din momentele alea în care lăsam copiii cu alții să vin să învăț cântări pentru gloria ta. Adu-ți aminte. Știți că contează ce ai în cont? Zi de zi tu aduni. Când deschizi pormoneul și în dreptul cuiva, lași ceva, tu adun. Tu adun. Tu adun. Ca în ziua cazului tău să-l chem pe Domnul și el să spună, iată-mă, pentru că ai strâns ceva acolo. Fratele făcea referire la un pasaj frumos din Sfânta Scriptură, respectiv din Evrei, capitolul 4, cu versetul 16. Scriptura spune așa, Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Totdeauna când ne adunăm la părtășie, frații mei, ne adunăm de scaunul Harului Dumnezeu. Există o taină în Biblie și anume Hristos în noi nădejdea slavei, dar mai există o taină și mai mare, că se adună doi sau trei, în mijlocul lor este prezent Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și când El e prezent aici, aici e scaunul Harului, când noi ne apropiem de scaunul Harului, se reversă Har și se reversă Îndurare. Și o strâng în contul meu Har și Îndurare, ca în ziua încercării sau în lui, să fiu ajutat. Pentru că Dumnezeu mă ajută în funcție de ce strâng acolo. De aceea e important. Există foarte mulți oameni și o să vedeți că spune, tu eu prin Iisus Hristos totul. Păi, dar de ce nu cânți în biserică o cântare? Vă că ai voce bună. De ce? De ce nu rețiți un psalm? Că bancuri vă câștii. Li ții în minte imediat. De ce nu reții un psalm, o poezie, ceva? ceva de... de ce nu faci de ordine, mai ceva? Nu, domnule, eu sunt mântuit prin Isus Hristos. Păi, dar ce strângi tu în contul tău? Când vine ziua încercării în viața ta, când tu spui, Doamne, aduți aminte, de ce să aduc aminte? De lenevia mea spirituală? De inactivitatea mea? De faptul că am putut, dar n-am vrut de asta să-și aduc aminte? De aceea există mulți care nici n-au curajul și de aceea au o anumită mentalitate, câteodată mă deranjează, și anume, să îmbolnăvește nevastă -sa. La două dimineața se simte rău, până vine smurdu, până vine salvarea, până vine... Cheamă, de la păstor, frate păstor, ce face? Dormeam, măi, la două dimineața, îți fac? Domn! Ci vină repede cu sticluța cu de lemn, dacă mai găsești cineva bine, dacă nu vine dumneata, pune puneți mâinile peste soția mea. Băi, dar până vin eu, până vin eu. Biblia vine și spune că cei ce cred și se botează vor fi mântuiți. Iată semnele care însoțesc pe cei ce cred. În numele meu își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor înfășura tot așa. Pune mai tu prima dată mâinile peste soție. Dacă pun eu, moare sigur. Că el știe ce a adunat. De-aia mă cheam pe mine și de așa, așa sunt priviți ordinați în biserică. Niște chirurgi care totdeauna spălați bine, gata să opereze. Bă, dar tu ce ești în adunare? Ce ești în adunare? De-aia punem uh, slujitori ordinați? Toți au voie să mai furi. Da, tu ești slujitor ordinat. Toți au voie să mai scăpi de o minciună, mai ales când e vorba să câștigi bani pentru ea. Da, Matale, nu ai voie, ești chirurgul nostru specialist când te chemăm la două dimineața, frații mei, toți suntem o preoție sfântă, un neam împărătesc, Doamne ajută! Amin. Eu vin să te ajut în cu colegii mei ordinați în slujire, când tu ți-ai făcut partea, când tu te-ai rugat pentru familiile tale, în sânul comunității noastre să știe lucrul acesta. Foarte multe vindecări au loc în părinți să se roagă pentru copiilor lor la mes de noapte își întind mâinile peste ei și sunt vindecați, slăvit să fie Domnul. Foarte multe vindecări au loc în sânul familiilor. Eu când sunt bolnav, înainte să-mi chem colegii, păstorii spun la nevastă și la copiii mei, băi, puneți mâinile peste mine și Dumnezeu mi ușurează și mă vindecă, slăviți să fie Domnul. Ori la asta suntem chemați. Adun ceva în cont, strâng ceva acolo, în baza căruia vii în fața Domnului și ceri autoritatea Lui, cer numele Lui. Aș vrea să te întreb, iubitul meu, ce ai adunat în contul tău de-a lungul timpului? Te-a adus Dumnezeu în seara asta și te rog, caută locul în comunitate, strânge acolo, să n-ai niciodată inundație, să n-ai niciodată de nevoie de cei strâns în cont, să ai nevoie numai pentru răsplătire, Doamne ajută! Dar dacă vreodată plouă mai tare, dar dacă vreodată ca Ezechia în floarea vârstei trebuie să ajungi la un moment dat, să poți spune liniștit, Doamne, aduți aminte, că ai de ce să-ți aduci aminte. Ai de ce? În timp ce alții își vedeau de drum. Eu stăteam într-o adunare unde se auza ecoul la câțiva frați care se rugau. Îi admir grozav pe oamenii ăștia. Ne place toți să fim în adunări mari, în congregații mari, unde se cântă și mai facem și mofturi. Că nu se cântă la nivelul pretențiilor noastre, nu se predică uh, foarte disciplinat la nivelul cerințelor noastre. Însă sunt comunități mici unde frații se adună și când încep o cântare, voi eu pe un ton, o termină pe alt ton sau dacă o termină și ce frumos, Iisus Hristos este în mijlocul lor, slăvit să fie Domnul. Când fals din numai numa, cântă tare, dar fals, dar Iisus nu să afară, rămâne acolo. Încep aia predicile ale ciuntite, așa cu emoții, Hristos rămâne acolo, slăvit să fie Domnul. Știți cine nu rămâne acolo, nici zgârii pe urei? Noi, profesioniști, noi știm muzică noi știm celelalte. Nu pot, domnule, vedea. Păi, de cum de Hristos îngăduie? Pentru că El te lăudați lăudați vie numele. Frații mei, de-aia e bine să avem grijă când mergem într-o comunitate, să adunăm și îngăduință, să adunăm și respect pentru cei care sunt aici. Pentru că le spuneam la frață, mai să presupunem că copilul tău, care nu-i place la adunare, e cercetat de Domnul în seara asta, cumva. Și vine la adunare și îi place. Nu le are el cu cântatul. Dar începi să în vieți o cântare, cu au auzit-o la fratele, cântarea asta, cu blesteme acolo nu vor fi. Învață și el să cânte. Ies în față și bineînțeles că tata, mama, frață, surorile, păi, la, nici nu-i plăcea la adunare. Uite acum au venit la adunare și vrea să cânte în față. Ies în față, o e fals, o e pe arătură, o e cu tare. Știți că neamurile tăi, dar fain cânta noastră. Deci că e în adunare. Pentru muzicieni trebuie să închizi stația, trebuie să oprești cu tare. O schimbat iară gamă, ăsta de la orgă numai nu nimerește clapele. zone spune că ăștia din fabricație nu i-au făcut clapele care trebuie să cânte după ăsta. De ce? Pentru că ăla o dat familia lui îi bucura să că băiatul ăla cântă în adunare. Știți că și cerul se bucură alături de familie? Sigur care sunt mai moftoroși, așa, suntem noi. Pentru că n-am priceput că tânărul ăla putea să fie în lume, să nu-i de deloc dar ne deranjează cântând spre slava Domnului fals. Într-o zi va cânta mai bine, poate ne va depăși pe toți. De un ziua începutului lui, am înțeles? Când tu la sfârșitul lui, spui, frate, te apreciez că ai învățat. Doamne ajută! Doamne ajută înainte! Tu ai mai strâns ceva în cont. Doamne ajută! Frații mei, dați-mi voi că se apropie momentul din încheiere să vă mai vorbesc ceva din textul ăsta biblic. S-a întors cu fața la perete, s-a rugat, a prezentat contul, Dumnezeu l-a verificat, și a la contul care l-ai tu, 15 ani, bonus. De fapt, din câte știu eu așa, Ezechie e singurul om care nu știu când moare. Spune, mai am 14, mai am 13. Nu știu dacă a fost fain, nu știu dacă a fost bine, dar în fine, el o știut exact. Ceea ce e foarte interesant, ce e și foarte interesant, în timpul ăsta pe care Dumnezeu i-l-a dat, Ezechie a demonstrat că trebuia să moară atunci. În timpul ăsta pe care Dumnezeu i-l-a dat, Ezechia a demonstrat cu prisosință că era extraordinar de bine pentru el și pentru reputația lui și pentru modul lui dacă murea de boala aceea când o rândui Dumnezeu. Dar au primit 2-15 ani. De ce i-au primit? În primul rând a avut ocazia să mărturisească de cine l-a vindecat. Și așa cum vă spuneam, un imperiu care se ridica în în momentul respectiv la orizont, era un imperiu babilonian care va domni foarte multă vreme după cel asirian. Și imperiul babilonian, prin împărați, aud de minunea asta. Spune Sfânta Scriptură în 2 Împărați, capitolul 20, versetul 12. În același timp, Berodac Baladam, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe soli. Și atenție! Și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț. Bun, dar pentru asta au venit astea. Nu mai văzut ăștia aur. Nu mai văzut ăștia scuturi. Nu mai văzut ăștia arme. De ce au venit oamenii ăștia? Pentru că au auzit de boala și de însătorășirea lui Ezechia. Și Ezechia, drept răspuns la dorința lor, bate ăștia drumul de vinii și Ezechia arată locul unde sunt lucrurile lui de preț. Și continuă Sfânta Scriptură în felul următor. Și tot ce se afla în visteriile lui, n-a fost nimic care să nu le fie arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Și vine prorocul Isaia, din nou. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și a zis, ce au zis oamenii aceia? Și de unde au venit ei? Ezechia a răspuns, au venit dintr-o țară depărtată, din Babilon, cu darul, cu tot ce trebuiește. Și Ezechia a zis, ce au văzut în casa ta? Știți bine, e? Era. Dacă Ezechia spunea, cum ce-au văzut în casa mea? Au văzut harfa cu cântările Domnului. Au văzut locul unde m-am rugat lui Dumnezeu și m-a ascultat. Au văzut turta de stafide pe care au pus-o pe buba mea și am fost stămăduit. Au văzut locul nostru de închinare și templul unde ne închinăm la un Dumnezeu care vindecă bolile. Asta au văzut în casa mea. Și Ezechia ar fi continuat cu același lucru. Tot ce au văzut oamenii ăștia, vin la un moment dat să ia! să ia. Pentru că e prezentat ce trebuie, vin să ia. Au nevoie de un asemenea Dumnezeu. Au nevoie de asemenea cântări. Au nevoie de o asemenea închinare. Au nevoie. Dar Ezechia spune, tot ce în casa mea, n-a rămas nimic, tot le-am arătat. Și Isaia spune sec, vor veni și vor lua cât? Tot. Frații mei, ne-a binecuvântat Dumnezeu. Ne-a dăruit. Ne-a dăruit mașini, ne-a dăruit haine, ne dorit case, ne au dorit bunuri și ne întâlnim cu prieteni de-ai noștri și le spunem, vezi mașină, mi-a dat-o Domnul, dar tu, uite mașină tare, uite casă am, uite vila am, uite studia am, uite voce am, uite pregătire am. Și omul ăla se uită și dar cum de poți tu așa? Făcut vocaliză, tu crezi că așa se face când așa? Am, am fost ambițios, ambițios. E drept și Dumnezeu, mă binecuvântat. Cu unii n a mai putut el, a venit el și o mai tem cu ei ceva acolo. Dar eu am fost baza acolo. Și omul ăla se duce, se duce. Și singurul lucru pe care îl facem noi astăzi, mă uit și în țară și în afară, când ne lăudăm cu binecuvântările Domnului, strânim doar invidie. atât tot. Dacă ar avea puterea babilonienilor, aș vrea să vă spun, ar veni și ne-ar lua cât. Tot. Toate lucrurile cu care ne lăudăm noi, ne-ar lua. Există însă oameni care au înțeles pentru ce mai dat Dumnezeu o zi, o săptămână și o lună și se întâlnesc cu prietenii lor, să dau jos din mașină și spune, măi, tu știi, mă cunoști, amândoi eram cum eram, îți aduce aminte. Băi, am venit la Hristos, mi-a schimbat Hristos viața. Și asta întreabă, măi, dar cu ce mașină faci? Lă un col de hârt din mașină. Important este să schimbi Hristos viața. Băi, dar am văzut că stai într-o casă faină. Băi, și -aia e trecătoare, că am stat în România, cum spunea cineva, am stat în Spania, acum stau aici, și știu unde sta, mai departe. Nu asta e asta important, e important să-l ai pe Hristos oriunde ești, măi. Asta e important. Și omul ăla, la un moment dat, vine și să spune, măi, știu că de tine sunt durat, îndurat, Hristos. Poate ai fost un băiat mai bun. Oare s-a îndurat de și de mine? Băi, de tine mai repede ca de mine, măi. Știi că omul ăla nu mai doarme? Știi că omul își duce acasă și spune, Doamne, dacă te îndurat de asta, dacă l-ai transformat, îndurăște-te de mine. cum spunea, frate, cum spunea fratele dispela, Doamne, sunt prost, nu înțeleg, îndurăște-te de mine. Și Dumnezeu asemenea rugăciuni le ascultă imediat. -i -i. Suntem noi o mărturie în lumea în care ne-a așezat Dumnezeu? Sau credeți că ați venit aici numai să vă umpliți buzunarele cu euro și să vă uh, dați mari cu binecuvântările Domnului, sub ochii Domnului? Foarte multe comunități de a noastră și-au pierdut menirea, efectiv și-au pierdut menirea. Întâlnesc la multe slujbi de evangelizare, doamnele și domnișoarele noastre, frații noștri, vin îmbrăcați în ultimul timp și foarte provocatori Și la bărbați vede asta. Și la bărbați. Și vin doamnele din lume, așa spun doamne, nu mai pot veni, nu că nu-mi place, îmi place, îl simt pe Dumnezeu, dar nu pot ține nivelul cu voi, băi. Sunteți prea bine cuvântați ca să vă dați mari. Nu pot ține nivelul cu voi. Trebuie să caut o biserică unde și nu întâmplător să duc în biserici de dezidenți care la atâta țin. Să duc acolo și pierdem din cauza faptului că cineva înțelege greșit binecuvântarea. Frații mei, suntem chemați într-o asemenea vreme să lăudăm numele Domnului, să punem toată slava în dreptul celui ce se cuvine. Și ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez aici este să investim în generațiile tinere, să investim în cei ce vor veni după noi. Pentru că Ezechia a auzit pe profetul Isaia spunând următoarele lucruri. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, versetul 16, Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de astăzi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul, și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine și pe care îi vei naște și va face fameni, slujitori în casa împăratului Babilonului. Și Ezechia a răspuns lui Isaia, cuvântul Domnului este bun, mă pocăiesc, îmi pare rău. Cum adică copiii mei să fie duși în Babilon? Nu, mă pocăiesc acum, mă po fac măcar ca Ahab, Mă pocăiesc acum. Nu. Cuvântul Domnului este bun. Căci va fi pace și liniște în timpul cât trăiesc eu. Cât trăiesc eu, e ok. De-aia nu par averea. Cât trăiesc eu, biserica e unită. Că după ce plec eu să disparte, nu știu câte, dar cât trăiesc eu, să fie, băi, frate, dar nu se mai păi, mai stați că mai am puțin mai am puțin. După aceea făceți ce aveți voi. Dar acum mai stați puțin, mai răbdați puțin, până e mormântarea mea. După mormântarea mea, vrei să alegi tot. Ori tocmai așa a gândit. N-a investit nimic. Spune Sfânta Scriptură că în ăștia 15 ani de grație, i s-a mai născut un copil. Capitolul 21, versetul 1. Manase care avea 12 ani când a ajuns împărat, adică s-a născut în al treilea an de grație. În al treilea an de grație. Dacă murea Ezechia la când o rânduit Dumnezeu, Manase nu mai era pe hartă. Dar pentru că ei s-a mai dat 15 ani bonus, în al treilea an de, de bonus, să naște Manase, copilul lui. Când ajunge împărat Manase la 12 ani, la 12 ani, atenție se spune Scriptura, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. El, a zidit din nou înălțimile pe care le dărămase tatăl său Ezechia. A ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Startei, cum făcuse Ahab lui Israel și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerului. A zidit astfel altare în casa Domnului, măcar că Domnul spusese în Ierusalim îmi voi pune în numele meu. Deci tot ce-o dărămat tatăl său, el a zidit înapoi. Dar de ce? Pentru că Ezechia exact, nu și-a pierdut vremea să-i explice, băi vezi dărămăturile astea? Au fost altare păgâne, le-am dermat. Vezi bucățile astea? Îs ne băi, l-am terminat și pe ăsta, ca să-l poți sluji pe un Dumnezeu care vindecă bolile și mântuiește, băi. De asta leu de mână pe Ezechia și explic. Nu, Ezechia și-a trăit ultimii ani și așa, eu mă duc, cuvântul Domnului este bun, Dumnezeu știe ce va face și n-a investit nimic în Ezechia. A domnit 51 de ani la Ierusalim asta. Rău ăsta. A domnit 51 de ani la Ierusalim. Aș vrea să vă întreb, ați prins ceva din credință? Ați prins cântările adevărate. Ați prins pocăința adevărată. Cui o transmiteți? Copiii voștri preiau? I-ați luat de mână în zile de post? I-ați luat de mână la timp de rugăciune? Ați avut timp devoțional împreună? Sau vreți așa să devină sfinți de pe stradă? Și dintr-o dată și cercetat de Domnul. Iubitul meu, tu ești chemat să-L crești, ca atunci când nu vei mai putea, să-l vezi că pășește pe mijlocul cărărilor neprienirii. Dar trebuie să-l înveți și mijlocul, că de obicei e extremist, umblă de la o extremă la alta. Trebuie să-l înveți cum e pe mijloc. Trebuie să înveți ce trebuie de rămat. Trebuie să înveți eforturile care le-ai făcut până acum. Trebuie să înveți lucrurile astea. Și asta e valabil la nivel de familie și mai ales la nivel de biserică. Sunt oamenii al lui Dumnezeu care clădesc în anumite biserici o strategie și o gândire foarte pozitivă. Oameni credincioși. Marea problemă că nu mai ridică pe nimeni. Din teamă să nu iau locul, din alte, nu mai ridică pe nimeni. Când el a dispărut din zona aia, să ridică nea omul care e venit acolo ca manasi, care spune, băi, eu nu prea știu prea multe, dar cred că o să iau pe direcția asta. Și e pe contrasens. A, asta știu eu, ce să fac? Nimeni nu mi-a spus nimic. Există în atletism o disciplină alergare la ștafetă. Ștafeta e un fel de tub gol. Și există într-o echipă cam patru alergători. Primul care pleacă trebuie să alerge, pare mi 100 de metri, cu ștafeta aia în mână, cu tubul la gol. Când el ajunge la următorul care se fugă alte 100 de metri, nu i dă tubul ăla și spune, e bă, tubul ăsta, ajută-te unde vrei tu, du-te în tribun dacă vrei. Nu! Omul ăsta aleargă o bucată cu al doilea, până prin tempo și direcția. Și când prin tempo și direcția, primul întinde mâna în spate, că știi că e momentul, al doilea întinde mâna în față, se predă ștafeta, îl aleargă pe direcție pe direcția pe care o mers asta și ăsta îi urează succes mai departe și el rămâne în urmă. Frații mei, suntem în o comunitate pe care Dumnezeu, de, de pe vremea lui Ceaușescu, ne-a spus că vom fi împânziți în toată lumea pentru a fi de mărturie. Încă o dată vă spun, eu rost bonusuri, mașinile pe care le aveți sunt bonusuri, ce mai aveți dumneavoastră astăzi bonusuri. V-a dus Dumnezeu aici să fiți mărturii la niște oameni care au avut treziri spirituale și plâng când vă văd când erau bunicii lor, erau ca voi. V-a adus aici, pentru finalul vremurilor. V-aș întreba copiii tăi, pe ce drum eu, pe a nemților sau pe a noastră? Ai timp să-i crești? Ai timp să alergi cu ei pe direcție? Ai timp să le iei pe manasa tău și să spui, măi, uite, așa trebuie trăită pocăința. Asta sunt lucrurile, asta e direcția. Asta sunt lucrurile care trebuie prioritare în viața noastră. Celelalte, lasă-le. Asta e problema importantă. Avem timp de așa ceva? Ridicăm în prejurul nostru oameni care să învățăm muzică corespunzătoare. Ne plângem de tot felul de muzicieni care cum îți nu mai pomenesc aici ca să nu stric nivelul amvonului ăsta, care compun cântece așa, ia-mă, dumă, și pe care tinerii noștri le cântă. Dar există în sânul comunităților noastre oameni care au muzica în sânge și știu cum trebuie cântat Domnul să-i învețe pe ceilalți, chiar dacă la un moment dat ne depășesc, frații mei. Chiar dacă la un moment dat ne depășesc. Un coleg de-al meu, mi se că a fost pe la dumneavoastră pe aici, era supărat într-o zi la o conferință pastorală că anumiți frați păstori se luau de el, că câteodată are prea multe puncte la predică, câteodată ține peste program câteva minute, câteodată așa, câteodată așa. Și asta destul de supărat, așa, îi povestea fratelui Ciuruc, care era și el la conferința aia, Ciuruc Nicolae de la Vico. Frate Ciuruc, și-au ăștia cu mine, că eu când au mormântări, mă duc să-i ajut. Când au evanghelizări, să acolo. Când dau slujbi de făcut și mă cheamă și sunt liber, mă duc să-i ajut acolo. Și acum tot comentează că eu așa, ce au ăștia? Și fratele Ciuruc, cum era el așa și cu să a spus, măi, ei văd că tu îi depășești pe ei, dar îi supără că nu se analizează. Stimați-mei, Problema este că vrem, nu vrem, ne depășește cineva. De ei, Domnul, să fie copiii noștri. Dar indiferent și ne depășește, desemnalizează sau nu. Frații mei, să arătăm direcția bună. Doamne ajută! Suntem chemați la asta. E o vreme pe care trebuie să predăm ștafeta mai departe. Ștafeta nu se predă când nici nu mai ții minte. Băi, ții, trebuie să o predau sau luă la altul de alt Nu, ștafeta se predă din timp. Frumos, elegant, împărtășie cu ceilalți, cu frații din biserică. Îi cheme acolo, lângă tine, fraților, mergem înainte. Casa Domnului nu e un loc de concurență, frații mei. E un loc în care slujim Domnului că s-a ordinat, că nu s-a ordinat, că sunt comitet, că da, anul ăsta nu mai sunt, îmi dau frață o pauză, că majoritatea din noi păstorii cam asta ne plăge, frață, sunt obosit de lucrare. Biserica ne aude și spune, bun, îți dau liberi patru ani de zile, tot noi suntem supărați. Că atât de obosiți am fost, că acum suntem supărați, că nu ne mai, e. frații mei, suntem într-o comunitate unde trebuie să slujim Domnului, că suntem în prima linie, că suntem a doua, slujim Domnului, Doamne ajută! Și suntem un model pentru toți ceilalți. Ezechia i s-a dat harul să mai trăiască 15 ani, dar n-a știut să trăiască pentru slava și gloria Domnului și să înălnațe pe Domnul. Nici n-a știut să ridice urmaș. Și după 15 ani, Ezechia a murit și a adormit, a fost îngropat cu părinții lui. Însă s-a dovedit că Dumnezeu a știut istoria lui. De aceea, fiecare lucru pe care îl face Dumnezeu, chiar dacă nu îl înțelegem, e un lucru frumos făcut la vremea lui. De multe ori sunt lacrimi, sunt durere, dar credinciosul știe asta. E foarte interesant că noi știm, suntem convinși că Dumnezeu ne numără firele de păr din cap. Suntem conștienți că Dumnezeu ne numără pașii noștri de pribeag. Suntem conștienți că Dumnezeu așează îngeri de lângă noi și ne păzește, că altfel nu ne explicăm cum de mai trăim. Dar suntem deranjați că Dumnezeu nu știe că am avut e, accident cu mașina și mi-am spart un cauciuc la mașină. Unde-i fost, Doamne, Frații mei, nu suntem consecvenți. Nu suntem consecvenți. Orice vine peste noi, chiar dacă e negativ, nu vine fără aprobare. Vă să aminte că spunea Domnul Isus Hristos, iată vine la mine stăpânitorul lumii acesteia. Adică el are totul, finanțele, stăpânește lumea asta. Și Domnul Isus recunoaște. Și după care Domnul Isus îi spune lui Petru, 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 satana va... Păi dacă tot e stăpânitorul lumii, de ce nu i-a luat pe Petru, pe ei, la alții, bagă în ciură acolo și dă-i așa, ia de -i, de -i capul de parețe, nu mai știi și ei unde s De ce i-a cerut? Pentru că satana poate să-i bage în ciur pe toți de la Bruxelles și de la NATO. Pe copiii Domnului trebuie să ceară aprobări, pentru că nu se poate atinge de un fir de păr de capul lor fără aprobarea stăpânului care e Iisus Hristos. Ca atare nu se întâmplă nimic fără aprobarea Domnului. Și când s-a întâmplat, întreabă de, de ce, ce urmărește Domnul. Dar fi pregătit. Fii pregătit în orice moment. Fă simularea asta pentru veșnicie și indiferent când va veni momentul, tu să fii gata și eu să fiu gata. Doamne ajută. Amin.